E rușine, despre... mamă. E de rușine. De ce este rușine? Asta... De ce este rușine? E o întrebare. Eu am crescut cu... cu această rușine, dar niciodată nu m-am gândit de ce. Tu cum ai crescut? Cu rușine sau fără rușine în privința asta? Cu? Eu am mai crescut și la țară. Colac peste pupăză. Deci cu rușine serioasă. Deși când am ajuns eu la oraș în 1980, nu mi s-a părut așa o diferență între cum era văzută chestiunea asta la țară și cum era văzută la oraș. Comuniștii au avut grijă să consolideze această mentalitate tabuizantă când e vorba despre sex. Așa am apucat, mamă, cu rușine. Așa dar am apucat. Dar ce înseamnă rușine? Hai să începem cu povestea. Ce înseamnă rușine? Păi rușinea e atât de mare încât chestiunea asta nu există. Nu există. Nu vorbim despre astfel de lucruri pentru că ele nu există. Și mi-amintesc că eram în clasa a șaptea și aveam încă dintre a șasea, de când mă mutasem la o școală mai aproape de casă, o dirigintă minunată, care vorbea tot felul de lucruri cu noi toți și chestiuni de taină cu noi fetele. Lucruri care ne-au fost tuturor de mare folos. Îmi amintesc că atunci când eram noi între a șaptea, ne-a chemat pe toate, de fapt ne-a rugat să rămânem după cursuri, să dezbatem o chestiune serioasă și dureroasă. O colegă de-a noastră de la clasa 8-a, care avea 14 ani și care împreună cu fratele ei erau crescuți doar de tatăl lor, mama se prăpădise cu un an sau doi înainte. E bine, fata aceea era însărcinată. Și dirigintei mele, noastre, i s-a părut normal ca nouă, fetelor de la a șaptea și băieților, să ne povestească despre lucrurile astea. Pentru că acelei fete, Anca, cel mai probabil nu-i spusese nimeni nimic. Și s-a trezit într-o situație grea. Pentru o fetiță orfană, cum era ea, de 14 ani, crescută de tată, când înțeleg că tata și lucra pe un șantier, venea din când în când acasă. Și cu un frate puțin mai mare, cred că poate în primul sau în al doilea an de liceu. După aceea a mai fost o fetiță de clasa a șaptea, care a rămas însărcinată cu profesorul care făcea meditații, cu profesorul de matematică. Un domn, un tânăr, parcă mi-amintesc eu, ziceau atunci că ar fi avut vreo 28 de ani profesor. Și fetița avea 13 ani. Bine, poveștile astea pentru noi în anii 80, la finalul anilor 80, erau șocante. Și cu toate astea, reacția îndeobște a apropiaților era consolidarea zidului tăcerii. Ceea ce pare paradoxal și chiar și e paradoxal. Știi? Ideea era simplă. Tu trebuie să ai grijă să nu ți se întâmple ție. Restul lumii să facă ce-o vrea.